Bă, mă aflu la o locație, deci nu vă vine să credeți cât e de frumos și cât, deci ce mi-a inspirat locația asta, mi-a adus aminte de copilărie și de vremurile alea când l-așteptam pe Moș Crăciun cu brațele deschise și bă, nu mai venea. Suntem la casa cu suflet, de la să zic casa din pădure, Doamne ferește. E în pădure, dar nu e cu casa din pădure. Casa cu suflet. Haideți să mergem în curte, să vedem cum arată în interior, că stăm prea mult de vorbă și pierdem timpul. Recomand să veniți aici, să vedeți și voi cât de frumos e locul ăsta, și vara, și iarna, indiferent de anotimp, e la fel de frumos. Se pare că totul e primitor în casa asta. Chiar și animăluțele astea, uitați-vă la aia. Hai sus, hai. Deci, vă recomand, veniți aici că uitați de toate grijile și de toate problemele pe care le aveți acasă, la muncă, cu iubita, cu iubitul, cu amanta, cu amantul. Vreau să intrăm în casă, este una din intrări, casa are două intrări, practic este un duplex, da? Este un duplex, partea asta are trei dormitoare, living-ul ăsta care e superb, o să-l vedeți imediat. Și partea cealaltă la fel are încă trei dormitoare, are locul unde se ia dimineața micul dejun, sala de mese, cum se spune, mergem și o filmăm și pe aia imediat. Dar hai să intrăm aici, să vedem aici despre ce e vorba, că eu aici stau și aici mi s-a părut wow, haide să intrăm. Din nou ne întâmpină această bestie mică galbenă, de care se pare că nu scăpăm prea ușor. Mă simt ca acasă, n-aș mai pleca de aici. Nu știu ce zici acolo, terdici, înseamnă că îți place. E bine. Merry Christmas, mă frate. Deci acum vine să vă spun și eu chiar Merry Christmas. Merită să vă spun. Uitați-vă cum e făcut totul aici. Mai sunt și celelalte camere în care nu putem intra pentru că sunt rezervate de alte persoane, ca și noi. În partea e recepția, n-are rost să intrăm acolo. Mâine dimineață, când o să mă trezesc, o să merg să fac o prezentare a centrului vechi din Sighișoara. Pentru că, după cum spuneam, am înțeles că este foarte, foarte frumos acolo. Vreau să merg să văd și eu ce este atât de frumos acolo, ce chestii sunt de vizitat, să vi le arăt și vouă, că poate nu toți au ajuns în Sighișoara, cum nici eu n-am ajuns până acum în Sighișoara. Am fost în Sighișoara o singură dată, dar n-am fost în centru vechi să văd ce se întâmplă acolo. Mâine merg și filmăm tot.
suntem aproape de centru. O să mergem să vedem. Deja îmi place ce văd în față. O să filmez puțin acolo să se vadă. Sunt niște chestii, niște clădiri foarte vechi acolo, care par a fi foarte interesante. Mergem exact în centrul vechi. Muzeul este împărțit în 8 ateliere diferite de breazlă, chiar aici în partea dreaptă de la intrare o să regăsiți și primul nostru atelier, care este de tâmplărie dogărie. Ce face atâta de deosebit este faptul că avem peste 400 de piese care au fost restaurate de către noi. Una dintre cele mai interesante ar fi această ladă, se numește lada de intervenție rapidă, iar ea a fost folosită în 1886 pentru a face reparațiile de urgență. Meșterul împreună cu ucenicul erau chemați la datorie pentru a vedea care este problema și să putea interveni până a doua zi. Un atelier extrem de interesant pe care îl avem noi aici la Casa Brezlelor este atelierul de rotărie. Prin acest atelier se realizau roți de car, de căruță, de moară, de la cele mai mari la cele mai mici. O piesă inedită de la începutul anilor 1800, vorbim despre acest trunchi de lemn. El se activa cu piciorul, porțiunea din mijloc se învârtea foarte repede, iar meșterul cu o unealtă putea cizela butucul. Acolo, de exemplu, aveți deja un produs finit, este chiar mijlocul roț. De unde vor veni spițele, iar roata se va perfecționa. Deci e roată din Sibișoara. Exact. Avem o piesă extraordinară. Este o roată de la începutul anilor 1700. Ce o face atâta de deosebită este faptul că încă în perioada respectivă roțile nu se făceau cu spițe. Încă sunt și se făceau pline. Iar da, după secolul al XVII-lea s-a revenit cu cele care le cunoaștem noi azi. Multă lume îl vede ca pe un scut. Da, seamănă destul tare cu scut. Deja ajungem la atelierul de cizmărie, croitorie și, și pielărie. Ce sunt foarte interesante sunt acele matrițe pentru prelucrarea pielii, care se făceau și pe modele. Sunt de la sfârșitul anilor 1700. Se și zicea că cine punta ceva îmbrăcat de la 1600-1700 la Viena, de la făcut în Sibișoara, era ceva extraordinar pentru că se plecau lucrurile extra de bună altă calitate. Chiar și o masă de călcat care s-a îngătit pe 100 de ani, este din anii 20, este o masă de călcat din lemn. Atât de simplă și de banală pe care o cunoaștem, dar totuși uite că s-a păstrat atât de bine. Iar ce interesant, are și suportul metalic, care era folosit pentru a pune pielul de călcat, care pe atunci se împingea. În astea, dacă nu mă înșel, se punea cărbune, nu? Corect, exact. Unele care sunt mai groase, se deschide capacul, se pune cărbunele, altul se încălzea direct pe plită și se folosea.
dumneavoastră, și un alt atelier care este și ultimul de la noi din, din muzeu. Vorbim despre măcelărie cu toate obiectele necesare pentru a prelucra carnea și a fi distribuită mai departe, de la cârnețar la bar de Săsești, dar avem totuși și două piese inedite, unice în cetate. Vorbim despre frigiderul, înainte de a fi electric. Exact. A fost făcut la Târgu Mureș în 1910. Se poate observa că în interior este căpușit, este căpușit cu metal și cu rumeguș, iar în perioada iernii, Sighișoara, ca și în alte zone, erau ghețării, unde se putea colecta zăpada și gheața din țârnavă, aceasta fiind vândută mai departe, iar alimentele se păstrau la rece cât de mult posibil. Fiind o piesă extrem de interesantă, vorbim despre mașina de spălat, înainte de a fi electrică. La fel, era folosită manual, se băgau hainele, se introducea apa și cu ocazia asta se spălau și, și rupele. Avem două variante, una mai mare și una mai mică. Aici deja aveți lăzi de breazlă. O versiune a seifului de astăzi, în care brezlele, fiecare brezlă care avea un atelier și se ocupa cu meserie, deținea un astfel de, de obiect pentru a depozita toate elementele de valoare. Vorbim de la documente, la bani, statute și tot ceea ce considerau eu că ar trebui să fie bine păzit. Aici avem un chiasc, este de la jumătatea anilor 1800, tot așa săsesc. În zona noastră viticultura a avut un rol foarte important încă din perioada medievală, așa că acest lucru a fost fructificat de către ei. Iar aici, în partea de jos, avem câteva obiecte de vestimentar, de vestimentație. Vorbim de un pieptar și un cojoc săsesc foarte, foarte frumos, care erau folosite pentru ocazii speciale, pentru sărbători. Chiar s-a așa o legendă, se spun că chiar și în zilele calde ei purtau aceste cojoace, deoarece atunci când au venit în zonele noastre ale Transilvaniei, ei au trecut munții și foarte mulți dintre strămoșii lor au murit de frig și pentru a-i comemora, ei purtau chiar și în zilele calde astfel de, de vestimentare. Aici avem și câteva obiecte de ceramică foarte frumoase, cu piese de la sfârșitul anilor 1800 până la jumătatea anilor 1900 din Sighișoara și din împrejurimi. Se poate observa frumusețea, design-ul și totodată culorile atât de pline de viață ale sașilor pe care ei le foloseau pentru a decora aceste piese. Cine este această doamnă de aici? Această doamnă a realizat unele dintre aceste piese pe la jumătatea anilor 70. A fost așa o promovatoare a ceramicii sighișorene. În perioada comunistă ea a făcut multe din aceste prototipuri care ulterior trebuia să fie făcute în masă, dar au rămas doar cu aceste modele și inspirațiile pe care ea le-a avut din diverse ideologii și așa mai departe. Dar nu în ultimul rând, o piesă deosebită aici, vorbim despre un bort în Săsesc, o podoabă pe care fetele le purtau pe cap. Acesta este un exemplu complet, de la bijuterii, broșă, chiar și cureaua de argint. În finalul turului mai avem parte de două piese inedite. Vorbim despre această machetă de casă țărănească românească. Este de secol al XVIII-lea. Se poate vedea exact de frumos a fost realizată ca și machetă. Macheta în sine, având și ea o vechime de aproape 50 de ani, dar arată și exemplifică felul în care erau construite în zonele noastre, în special în zona Sighișoara, Brașov, Sibiu, cu toate elementele atât exterioare cât și interioare.
Eu sunt doctor Arăș Oterean, sunt directorul muzeului Casa Brezoa din cetatea Sighișoara. Ne găsiți chiar sub turnul cu ceas, la 100 de metri sub acesta, pe partea stângă. La noi o să descoperiți o istorie atât de complexă a tot ceea ce înseamnă brezle și meșterii șugării în cetatea Sighișoara și vă așteptăm cu drag. Și cam asta a fost, am făcut un mic tur al Sighișoarei, al centrului vechi din Sighișoara. Nu am luat interviuri oamenilor pentru că istoria se vede aici, istoria nu are rost să se povestească de trecători pe stradă, de vânzători și așa mai departe. Istoria pur și simplu se vede clar. Ați văzut și în muzeu toate obiectele, cred că au peste 200 de ani, unele 300 de ani. Ce să mai întrebi acolo? Te uiți și te bucuri de ceea ce vezi. În mare parte, veniți să vedeți cu ochii voștri centrul vechi din Sighișoara.